Din această toamnă, în premieră pentru zona Moldovei, la Iași, va fi implementat sistemul de învățământ dual. Primarul Mihai Chirica a semnat documentele necesare implementării proiectului încă de la sfârșitul lunii martie. La solicitarea unor agenți economici, în 4 colegii tehnice din municipiul Iași vor fi formate clase de elevi care se vor pregăti în sistem dual pentru meserii foarte solicitate pe piață. Am întrebat seniorii cetății dacă își mai aduc aminte de școlile profesionale. Erau foarte bune, în primul rând, că erau sponsorizate de unitățile industriale de profil. Copiii primeau și îmbrăcăminte, primeau și mâncare, masă-casă și aveau asigurat un loc de muncă. Eu am fost pedagogă la liceul Miu, Victoria, și știam precis că fiecare are locul lui de muncă asigurat. Să se învețe meserie cu mare seriozitate, că nu mai avem meseriași. În România nu mai sunt. Au plecat toți în afară. Colegiul tehnic Gheorghe Asachi, Colegiul tehnic de transporturi și construcții, Colegiul tehnic Mihail Sturza și Liceul tehnologic economic Virgil Magiaru au încheiat protocoale de colaborare cu companii eșene pentru diferite domenii de pregătire profesională: dulgheri, tâmplari, parchetari, lăcătuși, operatori la mașini cu comandă numerică sau comercianți vânzători și sudori. Sunt câteva dintre calificările profesionale abordate. Dar cum era odinioară? Asta se întâmpla prin 61. Așa, am făcut la arte și meserii pe Copo. Era o disciplină extraordinară. Dimineața intrai ordonat la masă, după ce serveai masa, mergeai în sala de meditații, îți pregăteai temele tot absolut, iar seara ne încolona și aveam căminul la Olga Bancic acolo. Deci, cum am făcut școala profesională, am ieșit direct în câmpul muncii, m-am dus în câmpul muncii, mi-au dat locuință, după aceea totul a mers bine. Am crescut copiii, am fost calificat în școli profesionale. Da. Mașini și utilaje, terasierii, meserii bune, mi-au plăcut, de acolo am ieșit la pensii. Meniul alimentar era foarte mult pentru fete, în domeniul proitorii, tricotaj, era pe timpurile alea, erau meserii care era valoroasă pentru fete, avea un loc de muncă, avea cu ce știrea existență. Acum nu mai e nimic. În cadrul parteneriatelor, pe lângă pregătirea teoretică și componenta de pregătire practică din modulele de specialitate asigurate de către școală, operatorii economici vor asigura pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice, precum și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor.